Yo, Kanye West aici. No. Travis Scott, baby. Scri, scri. Da, sigur că zicea Travis. Alright. Nu, stai așa, cum sunt. Ok, și ceva o să mă opresc. Sunt înapoi Kanye West, pentru că după aia va trebui să îmi punem vocile în toate chestia, așa că n-am chef mesilă. Foarte rapid, mulți ați vrut să fac tutorial cu cum pun vocile astea pe vocea mea, vocea altor artiști pe melodii românești. Și am zis că după ce scot acest album minunat pe care l-am făcut numit AI, puteți să ascultați foarte o diversificație de melodii pe care am pus acolo, de la manele vechi, rap, nou, muzică populară, de toate, efectiv de toate. Și da, acum să revenim la tutorial, cum ai făcut asta. Deci, primul lucru care vă va trebui este acest link pe care o să vi-l las în descriere, care vă va duce la Research Google și care are un algoritm, cred, un fel de program, nu prea mă pricep la chestiile astea. Iar programul ăsta o să vă ajute să faceți lucrul ăsta posibil cu schimbarea vocii. Deci, așa arată după ce ați intrat pe link. Ok, primul lucru pe care o să facem este să check GPU. Ok, avem bifă, deci înseamnă că totul a mers bine. Acum o să rulăm toate setup 1, setup 2, download ăsta și setup ăsta. Atât, vă opriți momentan. Acum avem other downloads. În primul rând trebuie să ruleze toate astea, primii 4 pași, dar între timp puteți să faceți chestia asta, să puneți link-ul de la modelul sau artistul pe care vreți să puneți aici. După cum vedeți, sunt deja niște exemple aici, dacă vreți vocea lui Kanye o aveți aici. Kendrick, Carti, Drake, Chill Sword, Travis, Tyler și așa. Și aici e un link cu un set server de Discord, unde se află toate modelele. Aici nu sunt chiar toate, sunt o parte. Asta e serverul de Discord, se numește iHub. Și intrați la modele și sunt mai multe. Efectiv, puteți să vă uitați aici și vă alegeți. Uite, mai era și Young Thug, Baby Kim. Ar trebui să fie și, uite, un link unde vă arată exact toate modelele. Pe că? Pentru că modelele astea apar pe timpul. Eu, spre exemplu, când am făcut acel album, nu am avut hit. Ca altfel l-aș fi folosit și pe. N-a apărut acum o zi, cred. Apar în fiecare zi modele noi. Deci dacă vreți să știți ce modele mai apar, ar trebui să intrați pe serverul. Acum, după ce v-ați ales artistul și ați pus link-ul aici, o să-l iau pe Kanye. Mai întâi trebuie să ruleze astea care nu s-au rulat încă. Durează ceva. Durează vouă o minute. Dar între timp, trebuie să spun că aveți o piesă în minte la care vreți să faceți chestia asta. Să spunem noi nu putem să punem toată piesa acolo. Exact, acum s-a pus câinile, s-a spus. Deci noi nu putem să punem toată piesa. Noi trebuie să punem doar vocalele. Că altfel după aia algoritmul respectiv o să încerce să pună vocea și pe instrumentale, ceea ce nu o să sune bine. Deci, ca să extragem vocalele, o să trebuia să dăm un mic telefon la artistul care a făcut piesa și să rugăm să ne cântem telefon. Deci o să intram pe site-ul ăsta numit vocalremover.org. Foarte bun. De fapt, mai întâi trebuia să descărcăm piesa. Deci mai întâi descărcăm piesa. Eu folosesc site-ul ăsta Directmate. Așa. Are niște reclame mai dubioase. Dar ce să-i faci? Pun audio. Descarc piesa cu totul. Păi din așa am înflat. Executare reușită. Deci toate chestiile astea au rulat. Și acum punem piesa aici. Așteptăm câteva momente. Problema cu site-ul ăsta e că de pe același IP adres poți să pui o singură piesă pe zi. Doar atât te las. Nu știu dacă poți să plătești, poți să faci mai multe piese pe zi. Și nu o să mai rog cu VPN dacă vă gândiți la asta. Cam încercat. Deci dacă vreți să faceți mai multe piese, cel mai bine ar fi să vă puneți pe căutat Wi-Fi-ers. Efectiv, asta am făcut eu ca să fac 21 de piese. A trebuit să merg prin tot orașul să caut Wi-Fi-ul publice. Deci ne-a făcut piesa, acum avem și instrumentalul separat. Se cam aude puțin vocalul, dar n-am ales cea mai bună piesă pentru chestia asta. Și avem și vocalul separat. Mor mai repede că mor mai repede că nu mai pot. Perfect. Și acum descărcăm și instrumentalul și vocalele. Acum că s-au rulat chestiile astea, o să rulăm și chestia asta, other downloads. Și între timp putem să punem vocalele pe care le-am descărcat. Uite că scrie aici vocal și punem aici, ca să facem două lucruri doar. Și ca să pregătiți următorul pas, acum aveți de ales. O să vă trebuia să ceva de editat. Eu am mai folosit FL Studio pentru că am mai pus autotune pe voce sau niște reverb. N-am umblat foarte mult unul la vocale, doar la astea două efecte. Sau cred că am mai pus și delay la un moment dat. Puteți folosi și vreun program de sat de editare. Spre exemplu, eu folosesc de obicei Vegas Pro. Dar dacă nu aveți nici FL Studio, nici Vegas, care costă bani. Eu sigur le-am și cumpărat.
Des folosiți CapCut, care e gratis. Nu am folosit niciodată, sper să fie ușor de folosit. Punem instrumentalul de la piesă și vocalele inițiale. Mutăm așa. N-am nicio idee să folosesc programul ăsta. Ok, deci am făcut pasul ăsta ca să fim mai eficienți. După cum vedeți, s-a anulat, a desărcat ce l-ai desărcat și acum dăm aici. Rulăm și chestia asta cu extract și asta e gata. Și acum o să o rulăm și pas. Ok, și acum avem chestia asta. La transpus ar trebui să schimbați din 12 în 0 de preferabil, pentru că se aude ciudat cu 12. Nu știu exact de ce e default 12, dar eu folosesc de obicei 0. Ok, și acum avem piesa aici, deci tot ce mai rămâne să-l convert. Și acum ar trebui ca vocalele astea inițiale să transforme în vocale făcute de dragul nostru Kanye West. Yo, rapa mă. Iar Kanye West a terminat piesa, după cum vedeți aici. Scrie key, e model, and model e Kanye. Am uitat să mai schimbe numele presupun. Normal ar trebui să apară aici melodia, dar uneori n-apare, așa că va trebui să dăm manual aici pe astea 3 puncte și descălcați. Și acum avem vocalele cu Kanye, hai să ascultăm. Mă pădei sfor mai repede, că mor mai repede, că nu mai tot. Avem acum vocalele lui Kanye, care o să le punem și pe astea în CapCut. Uneori vocalele finale nu sunt perfect sincronizate cu vocalele inițiale, așa că va trebui să cred că nu-mi dau seama din nimic ci programul ăsta de CapCut. O să folosesc Vegas, presupun că mă înțelegeți ideea, că toate programele de editat arată cam la fel. Trebuie mutat puțin mai îndreapt să fie perfect aliniate unele. Acum putem să dăm mute la asta și ar trebui, de fapt, hai să mai închizi vedem dacă se aude perfect. Deci sunt tot unul pe sample, cred că tot e ok. Și acum avem melodia, asta e tot. De aici vă desurcați singur. Dar eu v-am arătat baza. Acum am pus idou pur și simplu render și am piesa Kanye despre cum îi place să plinească tenis în fum. Mărine iubitul meu, nu mai da din cum mereu. Două, ok, și câteva precizări. Dacă vreți să faceți o altă piesă cu vocalele lui Kanye, dați aici delete all audio files. Toate astea o să dispară. E destul de important să dați delete înainte să puneți altă piesă aici, pentru că dacă dați convert, o să încerce să convertească toate fișierele audio care sunt aici. Dacă vreți să schimbați artistul, chestia e că cred că va trebui să dați reload la pagină și să rulați din nou toți pașii ăștia. Și zic cred, pentru că eu am folosit o versiune a acestui program mai vechi și nu știu dacă mai funcționează exact la fel. Avea la un moment dat și un problemă. Acum vreau să văd la cum are. Am băleat aici bag un blunt. O să încerc să dau la asta convert. Dar, deci după cum vedeți, ne-a dat eroare la vocalele cu bag un blunt. Nu știu de ce, dar la unele fișiere audio cu vocale, după cum vedeți, aici convertește în segmente fișierele audio. La secunde 4, 6, 8, cum a luat la aia cu apă de izvor. La asta cu bag un blunt, a luat mai întâi de 12 secunde, probabil intro, și după aia a luat un segment de 157 de secunde, ceea ce e foarte lung și de aia acum a rămas fără memorie. Am văzut că pe Discord mai există o variantă de collab de stat care, uite, alternate collab, e așa, that fixes to the memory errors. Eu n-am folosit collabul ăsta, deci arată puțin mai diferit. Și de asta nu l-am folosit. Deci ori puteți folosi collabul ăsta, ca să nu mai aveți problema asta cu memoria. Dar asta se numără doar la unele, fișiere audio, nu la toate. După cum ați văzut, apă de izbor a mers. Sau puteți să ciopățiți fișierul ăsta audio cu vocalele. Mărine iubitul meu, nu mai da din cur mereu. Și încă ceva, chestia e că la unele modele merge să le descarci, merge să dai extract, dar când ajungi aici, nu ne apare numele, n-apare nimic, apare spațiu. Și dacă apare spațiu, înseamnă că nu o să meargă, nu o să vă dea eroare programul ăsta. Nu știu dacă asta apare doar la unele persoane sau la toată lumea. Eu cred că dacă apare la toată lumea, s-ar fi rezolvat până, mă. Dar eu am avut problema asta cu Young Thug, 21 Savage, de nici n-am făcut melodii cu ei și nu știu cum se rezolvă, chiar n-am avut răbdare să încerc să rezolv problema asta, deci dacă vi se întâmplă și vouă asta, să știți de ce. Ok, asta a fost tutorialul, dați like, subscribe, intrați pe canalul principal, acolo se împarte sosul, probabil pe canalul ăsta n-o să mai postez până la anul, așa că hypa!